Da, am un mesaj pentru Ion și Andreea. Aici am văzut mesajul ăsta pe YouTube, pe contul lor de YouTube, Hai Hui în 2. Am văzut acel mesaj pentru Alexandra și am făcut și acest mesaj. Să te faci bine, Alexandra. Am scris contul, ne puteți pune banii. Numele Alexandra Tudose, așa. Și anul acesta, în 2020, să nu fim oameni reci, seci, ci iubitori, ca niște sori, ca niște zori. Da, sper să te faci bine, Alexandra, să mă rog pentru tine la biserică, o să te pomenesc la slujbe. Și ce să zic, haideți împreună, uite că în România au înflorit copacii, să fim așa și noi, măcar acum, în perioada asta pascală, a Sfintelor Patimi, ale Mântuitorului Iisus Hristos, căci a murit pentru păcatele noastre, ca să înviem de la moarte la viață, și să nu fim reci, seci, ca această floare care, uitați, dacă o suflu, nu mai e. Gata, vedeți? Se aruncă. Așa că să fim iubitori și să ajutăm pe Alexandra cu ce putem, cu gând, să dăm mai departe mesajul, sau dacă putem pune un ban, o să pun și eu, sper, să pot după sărbători. Să te faci bine și te iubim și respect pentru Ioan și Andreea. Numai bine și călătorie bună. Doamne ajută!